ai dreptul la arme cu destinația tir sportiv și vrei să cumperi o armă cu destinația vânătoare, de la un vânător. Cine face schimbarea destinației și cum se face această schimbare a destinației armelor? La această întrebare a răspuns Direcția Armei și Muniții în cadrul unei petiții adresată de către un posesor de arme. N-am să vă dau citire, să vă plictisesc cu toată polologia legală, în schimb vă citesc concluzia Direcției Armei și Muniții București. Coroborând aspectele prezentate anterior, rezultă faptul că destinația unei arme este determinată de calitatea persoanei care intenționează să o procure și nu reprezintă o trăsătură cu caracter absolut, dobândită de armă la momentul primei comercializări și care ar determina imposibilitatea comercializării armei cu o altă destinație dintre cele permise unei persoane care îndeplinește condițiile legale și care intenționează să procure arma cu o altă destinație decât cea pe care arma o are anterior efectuării operațiunii. Și ei trag următoarea concluzie. În reiterarea precizărilor anterioare, menționăm că o armă care are o anumită destinație poate fi comercializată prin intermediul armurierilor autorizați unei persoane care îndeplinește condițiile legale și care intenționează să o procure cu o altă destinație, cu condiția ca arma să se poată circumscrie noii destinații conform anexei legii. Iată ce răspuns simplu, corect, legal, irelevant și logic a formulat Direcția Armei și Muniții. Mă bucur să văd un astfel de răspuns din partea DASP-ului, având în vedere că m-am obișnuit numai cu răspunsuri tâmpite din partea lor. Deci, dragi posesori de arme, dacă unui vânător și vrea să cumpere o armă de la unul care o are pe tir sportiv, acest lucru se poate cu condiția ca cumpărătorul să aibă dreptul de a procura armă cu destinația tir sportiv și arma pe care vrea să o procure să poată fi, să aibă marcat în anexă destinația tir sportiv. Este simplu. Invers, vrei să iei o armă pe apărare pază, adică un pistol cu glonț, de la un cetățean care are acel pistol cu glonț cu destinația tir sportiv sau cu destinația colecție sau cu destinația... Cam atât. Ok. Condiția este ca tu, cumpărătorul, să poți să îndeplinești calitatea cerută de lege pentru a deține armă cu destinația apărare pază și arma respectivă să poată fi circumscrisă destinației apărare pază. Da? Să poată bifat în anex acolo destinația apărare pază. Da? Simplu. Eu am cumpărat o armă, prima mea pompă, primul shotgun, CZ-612 SUA, de la un vânător. Acea armă mergea, avea destinația bifată și vânătoare și tir sportiv. Eu, având dreptul să achiziționez, să procur o armă cu destinația tir sportiv, acea armă, având bifată și destinația tir sportiv, am putut să o cumpăr de la un vânător. Este atât de simplu. Așadar, dragi posesori de arme, dragi viitori posesori de arme și dragi polițiști de la Serviciile Armei și Muniții, iată răspunsul Direcției Armei și Muniții referitor la această problemă. Cine face schimbarea destinației? Nimeni. Câtă vreme arma are bifată destinația pe care o dorește cumpărătorul. Dacă doriți răspunsul oficial al Direcției Armei și Muniții, nu trebuie decât să-mi dați un mesaj în privat pe Facebook și vă dau răspunsul cu zonele blurate aferente. Vă mulțumesc pentru atenție și sper că acest mesaj a fost unul util, informativ și educativ. Ciao. Superstar, just on my avatar. This world is so bizarre. Empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face, and I wanna get lost. I'm sick of